cât de bine ne cunoaștem. Împreună pe aceeași frecvență, e simplu. Ești la psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Și tocmai așa face. Mă bucur pentru că, uite, începem cumva să umblăm și la partea de sănătate mentală într-un mod cât mai activ. Consider că avem nevoie cu toții de asta. Și în acest moment suntem în direct cu psihoterapeuta noastră, cu Raluca Anton, la o nouă rubrică, cum vă spuneam, din acest sezon. La psiholog este foarte simplu, ne-am gândit noi mult așa. Măi, ce nume să-i dăm? Deci vrem să vorbim cu un psiholog, ce nume să-i dăm? La psiholog. A fost foarte tare asta. Și vom discuta despre probleme care ne frământă de multe ori, câteodată le băgăm și sub preș, alteori e singure la suprafață, după cum s-au adunat destul de multe, așa că hai să vedem ce subiect ne propune Raluca astăzi. Salutare și îți mulțumim că ești alături de noi. Servus, Alex, mă bucur că este luni și că din nou ne întâlnim. Eu încă, de fiecare dată când aud jingle-ul ăsta, mă trece câte un fior și nu-mi vine să cred că suntem împreună în aceste întâlniri. Pentru că, așa cum spuneai și tu, mă bucur că putem vorbi cu mult mai multă relaxare despre dificultățile emoționale pe care le avem și despre sănătatea noastră mentală. Mă gândeam să povestim azi despre Blue Monday, pentru că nu e așa, este această zi decretată, să-i spun așa, în fiecare an. Se pare că această zi de luni, a doua în mod normal, acum suntem în a treia zi de luni din acest an, dar a doua în mod normal este considerată ca fiind cea mai tristă zi din an. Și acum specialiștii au tot căutat motive pentru care suntem triști în această zi și parcă de multe ori lipsiți de speranță, am putea spune. Așa. Și se pare că în momentul în care trec sărbătorile de iarnă și vacanța de iarnă, de cele mai multe ori începem așa anul cu un puseu de resurse și de bună dispoziție și ne propunem să facem foarte multe lucruri, însă ne dăm seama că de cele mai multe ori planurile pe care ni le-am făcut nu sunt în concordanță cu realitatea și că cel mai probabil nu vom reuși pe baza energiei pe care am acumulat-o în vacanță să ducem la bun sfârșit multe dintre lucrurile pe care ni le-am propus. Și atunci apare această tristețe în această zi. Tristețea asta apare și pentru că se pare că avem această prospecție și ne gândim, aoleu, mai sunt încă câteva luni până când vine primăvara și noi știm din studii de specialitate că perioada aceasta de toamnă, iarnă, este o perioadă în care întâlnim mai frecvent emoționalitatea negativă. Soarele pare să că e un foarte bun stimulent al stării de bine și atunci planurile care se pare că nu pot fi duse la bun sfârșit, plus faptul că încă mai avem de așteptat până la următoare are vacanță, până la vremea bună, pare să că conlucrează și ne dau bătăi de cap în această zi. Acum, sigur că nu putem spune că este o zi care, să spunem așa, inițiază un episod depresiv, asta ar fi mult prea mult, dar putem spune că ne întristăm în perioada asta, mai mult decât în alte perioade. Și atunci, în afară de soluția pe care am propus-o eu astăzi, a fost destul de simplu pentru mine, le-am sugerat ascultătorilor să rămână cu noi pe frecvențele Europa FM. Am avut un playlist foarte fain cu melodii care cred eu că ne-au ridicat așa un pic nivelul de energie. Ce alte soluții ne-ai mai propune? Dar numai bine că le-ai propus asta, pentru că știm și din studiile de specialitate că muzica este un adjuvant în demersul terapeutic, ne ajută să vindecăm și cred că cred că fiecare dintre noi simțim asta, nu e ceva nou ceea ce spun în momentul acesta. Dar ce mai putem face din perspectiva psihologului? Cred că putem conștientiza ceea ce ni se întâmplă și un lucru pe care îl voi spune în întâlnirile noastre este acesta al numirii emoțiilor și invit pe ascultătorii noștri să vorbească, dacă nu cu ceilalți, măcar cu ei înșiși, despre ce li se întâmplă în lumea lor interioară și să învețe să-și spună: am avut o zi proastă, mi-a fost greu, emoțiile mele au fost foarte intense, simt tristețe în acest moment. Se pare că atunci când ne numim aceste emoții și devenim conștienți de ele, e un pas sau e primul pas esențial în rezolvarea lor. Să știu ce mi se întâmplă, să-mi dau seama care e povestea din lumea interioară, din mintea mea, din lumea mea emoțională. Iar apoi, cred că ce putem face în astfel de momente, și când spun astfel de momente, mă refer la perioadele unice sau singulare în care simțim emoții mai intense, cum este o astfel de zi de luni, este să încerc să găsesc ceea ce mă ajută azi.
fie că e o plimbare în natură, fie că este o discuție cu niște prieteni, fie că e un film, și să încerc să nu mă gândesc atât de mult pe termen lung la o rezolvare a acestor probleme, cât mai degrabă să mă focalizez pe ziua de azi și pe momentul prezent. Conștientizarea emoțiilor plus resurse pe care le pot folosi acum pot să fie o tehnică foarte bună în gestionarea emoțiilor negative într-o astfel de zi proastă, și avem cu toții zile proaste pe parcursul anului până la urmă. În mod clar, și cred că e foarte sănătos să le și acceptăm. Să spunem din start, asta este una dintre acele zile, hai cumva să accept sentimentele pe care le am, hai cumva să-mi găsesc motive și resurse ca să pot înainta fără să las această stare să mă țină pe loc. Eu mai am încă o tehnică pe care o aplic în fiecare zi. Eu sunt foarte pasionat de sport și vreau să spun că antrenamentele atât de multă energie și endorfine îți eliberează încât pur și simplu îți crește un pic starea. Așa că cam asta ar fi și sugestia mea: când aveți zile un pic mai triste, puțină mișcare, exact cum spuneai tu mai devreme. Apropo de plimbări, fie că vorbim despre plimbare, fie că vorbim alergare, ciclism, sală și așa mai departe, mișcarea face minuni. Categoric, mișcarea este una dintre cele mai puternice resurse pe care o avem când vine vorba de starea noastră de bine. Și sigur, acum poate că nu reușim în fiecare zi un antrenament complet, cum sunt obișnuiți unii dintre cei care ne ascultă, sau cum ești tu obișnuit, poate, dar și 10 minute. Știi că de cele mai multe ori ne propunem să facem atât de mult, dar 10 minute, 15 minute e mai mult decât nimic. Exact. Și poate să ne dea un boost de resurse mult mai puternic decât ne imaginăm. Exact, în încheiere voi spune asta. Să știi că noaptea trecută, apropo de Blue Monday, la mine a fost noaptea trecută un fel de Blue Night, să zic așa, pentru că n-am reușit să mă odihnesc deloc. Undeva, cred că pe la 4 și jumătate am adormit, am simțit așa și o oarecare stare de panică inexplicabilă de altfel. Am gestionat-o, totul a fost în regulă, m-am trezit destul de obosit, îți dai seama, și totuși mi-am zis măcar jumătate de oră de mișcare să fac. Am făcut acasă, nici măcar nu m-am mai dus la sală. Atât de bine mi-a făcut. Astăzi m-am simțit perfect la emisiune, cu toate că efectiv simt nevoia să mă odihnesc, dar energia a fost acolo, la fel și optimismul, și asta e foarte important. Raluca, îți mulțumim mult de tot pentru că ai fost alături de noi. Ne vom auzi în fiecare luni. Atât de mult îmi place această nouă rubrică și vreau să îți mulțumesc și să ți urez mult succes, și totodată pot face și eu asta, că nu am apucat. Bun venit în familia Europa FM. Mulțumesc tare mult, servus! Salutare! Noi rămânem pe drum cu prioritate, continuăm întâlnirea noastră de astăzi, rămânem împreună! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!